Karateca de la mai multe cluburi din țară au fost prezente la sfârșitul săptămânii trecute la Slatina pentru a participa la una dintre cele mai importante competiții ale începutului de an. Sportivii înscriși în competiție au avut de trecut două probe, kata și kumite, la individual feminin și masculin. Cea de-a cincea ediție a Cupei Scorpion a debutat cu o festivitate de deschidere la care au luat parte reprezentanți ai autorităților locale, dar și din partea federației. Aceasta este o competiție premergătoare pentru campionatul național VSKF, care se desfășoară în 29 martie la București. Organizarea este foarte bună, sunt mulți copii. Slatina are mulți la karate, în fiecare an cei mai mulți. Cristi Rezeanu s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi, dar și de modul de desfășurare a competiției. Locurile 1, 2, 3 la această competiție vor participa și la acel eveniment. Pe liste, în momentul de față, avem 130 de sportivi, un număr destul de bun, nu mă așteptam să fie atât de mulți sportivi, 11 cluburi participante. Așadar, toate cluburile la care am dat invitație au fost de acord să participe la acest eveniment. Clubul Scorpion anul acesta și-a mărit lotul datorită faptului că îi avem și pe cei începători. Avem un număr de 50 de sportivi participanți la această competiție. La cea de-a cincea ediție a Cupei Scorpion au luat parte și karateca lui Romeo Costică de la Budo Karate Slatina. Am venit la această competiție ca și palmares, să spun, și pregătirea pentru fazele ce vor urma la noi la nivel de federație, anume de karate tradițional. La finalul competiției, podiumul a fost ocupat de ACS Scorpion Karate Do Slatina, Petrom Petrofag Karate Țiclen și Budo Karate Slatina.